După zeci de ani de muncă, în care concediile poate au fost doar un vis frumos, pensionarii hunedoreni, dar și asigurații au posibilitatea de a beneficia de bilete de tratament în zeci de locații din întreaga țară. Asigurații și pensionarii sistemului public de pensii pot beneficia de tratament balnear, în condițiile legii, gratuit sau cu suportarea de către beneficiar a unei contribuții bănești. Anul acesta, bugetul dedicat biletelor de tratament a fost majorat cu 50%, ajungând la 300 de milioane de lei. Să știți că nu doar pensionarii pot solicita bilete de tratament. Și asigurații noștri, adică angajații, pot să beneficieze de bilet de tratament prin casa de pensii. E adevărat, legea spune foarte clar că o persoană poate beneficia de un bilet de tratament din bugetul de asigurări sociale, deci doar de un bilet pe parcursul unui an calendaristic. Aceste bilete de tratament sunt în serii de câte 16 zile, dintre care 12 zile conțin proceduri, că discutăm despre bilete de tratament, nu bilete de odihnă, cum mulți, din păcate, cred. Aceste bilete sunt uninominale. Avem bilete cu contribuție sau fără contribuție, cu suportarea unei contribuții sau fără, în funcție de criteriile legale stabilite. Există din totalul biletelor alocate într-un an calendaristic și aici vă dau o veste foarte bună că anul acesta s-a majorat bugetul pentru bilete la nivel național cu 50%, adică vor fi 300 de milioane de lei alocați la nivel național pentru acest beneficiu. Ei, vă spuneam că din totalul biletelor de tratament, care știm până în acest moment că pentru anul 2023 au fost stabilite la cifra de undeva de peste 60.000, o cotă de 15% vor fi bilete gratuite acordate unor categorii de beneficiari în limita locurilor disponibile. Aici intră persoanele cu grad de handicap, persoanele care au avut boală profesională sau care au suferit un accident de muncă pe parcursul activității, ori diversi beneficiari ai unor legi cu caracter special. Mă refer aici la persecutații politici, beneficiari de decret lege 118, ori persecutații etnici, lege 189, și mai sunt astfel de categorii. Așadar, toate aceste persoane pot beneficia de un bilet prin casa de tratament fără suportarea niciunei contribuții, dar, repet, în limita cotei de 15%, ei concurându-se unii pe ceilalți la alocarea biletelor. Ceilalți pensionarii vor plăti o cotă de contribuție de 50% din pensie.